vă mulțumesc pentru faptul că, totuși, mai întâi de toate, a fost selectat municipiul Dolț printre celelalte centre, da, pentru a fi implementat pilot proiectul respectiv. Țin să le amintesc tuturor că mai sunt și persoane noi care au apărut în sistem, că încă la finele anului 2014 a fost aprobat un acord de colaborare între administrația publică locală și Institutul de Reforme Penale, un acord care deci relevă realizarea mecanismului local de referire a copiilor care sunt în conflict cu legea și cei care sunt sub vârstă răspunderii penale. Bineînțeles, deci activitatea noastră a început încă din 2014, deja al treilea an. Eu sunt nespus de bucuroasă că au intervenit și unele schimbări la nivel de conducere a instituției reformei penale, la nivel de schimbarea reprezentanților care sunt responsabili de municipiul Bălț și sunt convinsă că deci noi persoane cu viziuni noi, cu imagini noi, cu forțe noi, cu energie nouă vor fi doar de bun augur pentru proiectul respectiv. Fiindcă, dacă să fim sinceri, un an de zile practic a fost puțin deci stopată activitatea respectivă, de anumite momente subiective și obiective, au mai fost și campanii electorale care până la urmă și-au lăsat amprenta și în cazul respectiv. Dar sunt bucuroasă că deja a treia sau a patra ședință, demarează ședința grupului de lucru. Vreau să vă zic că deci toate cele obiective care au fost stabilite și în acordul de colaborare și, bineînțeles, în cadrul ședințelor de grup, deci a grupului de lucru și în cadrul tuturor întâlnirilor pe care le-ați avut separat și fiecare subiect în parte. Noi, deci Direcția Asistență Socială și Protecția Familiilor, vom depune toate eforturile maxime ca să realizăm ceea ce ne-am pus drept obiectiv. Deci, după cum ați menționat și dumneavoastră, sunt niște obiective foarte majore și vorbim de niște instrumente și niște necesități, aș spune eu, foarte necesare la momentul actual pentru specialiștii care activează atât în domeniul asistenței sociale, cât și în domeniul învățământului, lucrătirii sănătății, probațiune, judecătorie, procurori. Deci este strictă necesitatea de a fi implementate anumite practici, poate și modele noi de lucru, fiindcă este un domeniu foarte important și numai puțin este nevoie de a se lucra la domeniul prevenirii. Deci aici este de lucrat foarte mult. Spre regret, dacă să vorbesc de domeniul pe care îl conduc, deci asistența socială, direcția asistența socială și protecția familiei, încercăm acum să facem o mică reformă și sper eu că în 1 octombrie vom crea serviciul de asistență socială copilului și familiei, care va avea și un obiectiv, și un specialist nou, un jurist, care este foarte necesar pentru noi, că la moment ce întâlnim această problemă, că reprezentanții legali de fiecare dată se schimbă, este fluxul de cadre, până se preia cazul, deci sunt unele dificultăți. Vom încerca până la anul nou să facem unele schimbări la nivel de structură și ele vor fi benefice, sunt sigură, și în domeniul vizat, adică anume lucru cu copiii în conflict cu legea. Vom crea două servicii noi, acestea se vor intercala cu serviciile existente SAP-ul, centrele sociale care activează în municipiul Bălț, deci serviciul de probațiune și celelalte deci structuri. Și eu vreau să vă asigur cu tot ceea ce ne-am planificat și ne-am stabilit dreptul, deci obiective, vom încerca să depunem toate eforturile ca să realizăm cu succes, ca la finele, deci acordul de colaborare, încă peste 3 ani de zile, să avem și noi niște rezultate frumoase în municipiul Bălț și de ce nu să implementăm noi proiecte pentru a extinde și a asigura continuitatea serviciilor respective.